Oglinzi. Hermeneutica lui Claude Debussy, emisiune realizată de compozitorul Serban Nichifor. Invitatul emisiunii, profesor universitar dr. Remus Rus. Redactor Sorin Pralea. Stimați ascultători, sub genericul hermeneutic al lui Claude Debussy, inițiem un ciclu de emisiuni având un caracter eminamente interdisciplinar, menit să reliefeze raporturile genialului compozitor francez cu diferite zone ale cunoașterii umaniste, de la filozofia și istoria religiilor, la literatură și arte plastice. Toate aceste interferențe definind, într-un sistem holistic, o concepție estetică unică ce a dus o reală schimbare paradigmatică în perspectiva evoluției artei sunetelor. Emisiunea de astăzi este dedicată relațiilor dintre poetica sonoră a lui Claude Debussy și gândirea religioasă, de la mitologia elină la elemente specifice doctrinelor islamică, hinduistă, în ipostaza indoneziană, taoistă, shintoistă și de factură zazen. Invitatul special al emisiunii este reputatul istoric al religiilor, profesor universitar dr. Remus Rus, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București. Domnule profesor, vă propun pentru început să audiem în interpretarea autorului o minunată pagină din creația lui Debussy, preludiul Dansatoarele din Delphi, un autentic moto al acestei incursiuni în magia muzicii sacre și a dansului extatic, cu valențe mistice, implicând uneori chiar și ideea de jertfă supremă. Delphi a fost un centru spiritual, centrul cunoscut îndeopște pentru oracolele care erau prezentate acolo, oracole care de cele mai multe ori nu erau altceva decât un joc lingvistic care îl lăsa pe cel care încerca să-și descifreze destinul într-o oarecare nedumerire. Delphi a fost întemeiat de unul dintre cei mai mari zei ai lumii antice, și anume Apollo. Cine este Apollo? Apollo este de fapt fiul lui Zeus și a lui Leto. El este în primul rând zeul artelor, un zeu profetic, un zeu tămăduitor. Iar mai târziu în mitologia greacă el ajunge să fie o divinitate solară. Ca mânuitor al arcului, el îl ucide pe șarpele Piton la Delphi și întemeiază un oracol și, bineînțeles, instituie acolo jocurile pitice. Ori în contextul acestor jocuri pitice, un rol deosebit l-au avut hierodulele.
ori hierodula prin excelență, chiar și numele ei de hieros, care înseamnă sacru, și dulos de la dulia, care înseamnă adorare, sunt cele care prin intermediul cântecului, al dansului, nu făceau nimic altceva decât aduceau în planul vieții liturgice, dacă vreți dumneavoastră, cultice, întreaga dimensiune a armoniei, atât a sunetului, cât și a mișcării fizice a trupului. Trup, suflet, sentiment, melodie, totul într-o armonie existențială, pentru ca să dea posibilitate întregii vieți să se perpetueze la infinit. Un alt aspect al mitologiei eline este legat de faun și de relația acesteia cu nimfele muzicale și syrinx. Debussy a reflectat sonor aceste mituri, de pildă în celebru preludiu la după amiaza unui faun de Mallarmé. Faunul, de fapt, de obicei folosit la plural, nu este altceva decât zeul turmelor, zeul cirezilor de vite, al turmelor de oi. În deopște este zeul vieții pastorale.
Aceeași temă o regăsim însă și în lidul Faunul din ciclul Sărbători Galante, compus pe versul lui Verlaine. Cuite, rit au centre des boulingrins. Les agents sans doute une suite mauvaise à ses instances qui m'ont conduit et t'ont conduite mélancolique. Cette heure dont la fuite tournoie au son de tambourin. În sfârșit, o tulburătoare piesă pentru flaut solo evocă misterul nimfei Syrinx în intonații ce sugerează, prin senzualitatea cromatismelor, tocmai modulațiile dansului erotic al hierodulelor, al acestor preotese antice ce își ofereau trupul și spiritul zeilor adorați. Legat de Faun este personajul oarecum mai ciudat, aș spune, și anume Pan. El s-a născut din împreunarea zeiței Driope și zeul Hermes. Spuneam că este o personalitate oarecum contrastantă, întrucât persoana lui se întâlnește atât elementul iubirii, însă iubirea pe care el o arată este lascivă, imprevizibilă. Syrinx este o nimfă care a ajuns să fie transformată în trestie. Se spune că la vederea ei s-a îndrăgostit de ea, însă făptura lui, chipul lui deosebit de urât, aș putea spune, un cap de om, însă cu barbă de țap, coarne de țap, trupul era acoperit de păr, picioarele, deși sub formă umană, se terminau tot încopite de țap, nu era un personaj deosebit de atrăgător și astfel Syrinx a fugit de el. El a urmărit-o cu o tenacitate deosebită, astfel încât în disperare Syrinx se aruncă în râul Ladon. Iar Pan, urmărindu-o, s-a aruncat și el în râul Ladon ca să o salveze. Însă el se trezește în brațe cu un mănunchi de trestii. Se spune că Syrinx, după ce s-a aruncat în apă, s-a transformat în trestii, iar vântul care bătea în acele trestii scotea un sunet duios, un sunet jalnic. Pan nu face nimic altceva decât taie aceste trestii, le alătură în număr de 7 și formează vestitul Nai. O temă paralelă. Filozofia islamică a preluat în forme specifice ideea jertfei prin dans. Care ar fi semnificația ei, domnule profesor? În islam avem un fenomen cu totul aparte. În primul rând, islamul s-a conturat ca religie a cuvântului recitat.
La început, întreaga muzică în cadrul islamului se baza pe o melodie oarecum monotonă, asemănătoare deșertului. Dansul însă a fost preluat cu precădere de către mișcările mistice din sânul islamului, cunoscute sub denumirea de sufi. Prin muzică, spun sufii, se poate stimula acel sentiment de dragoste care în cele din urmă îți dă posibilitatea să te apropii în cunoaștere mistică, în marifa, se numește în limba arabă, în cunoașterea mistică supremă a lui Allah. Claude Debussy a imortalizat această temă a muzicii în lumea islamică în trei creații bazate pe poemele în proză Le Chant de Bilitis de Pierre Louis. Un ciclu de liduri, o muzică de scenă și o lucrare pentru pian a patru mâini, respectiv șase epigrafe antice. Toate aceste opere evocând farmecul dansatoarei Meriem Ben Atala din Biskra, Algeria. Vizitat de Pierre Louis și de André Gide în 1894, acest centru al civilizației mahomedane are o mare importanță și prin folclorul muzical maghrebian, ce este transfigurat cu o inegalabilă maestrie de Claude Debussy în lidurile sale, formând ciclul Le Chansons de Bilitis. Deci în piesele Flautului Pan, Părul și Mormântul Naiadelor. Expoziția universală organizată la Paris i-a oferit lui Debussy revelațiile a trei culturi religioase orientale, reprezentate prin gamelanul indonezian, teatrul chinezesc și artele decorative japoneze. Iată acum și transfigurarea sonoră a gamelanului în pagodele lui Claude Debussy. Thank you.
care considerați că ar fi elementele definitorii ale spiritualității muzicale indoneziene, deci de factură hinduistă, domnule profesor? În Indonezia avem, pe de o parte, spiritualitatea hindusă și, pe de altă parte, avem și spiritualitate islamică, bineînțeles, și creștină, toate însă grefate pe vechile structuri de tip melanezian, în care avem de a face, în esență, cu idei fundamentale de tip panteist sau panenhenic. Sunetul prin excelență este elementul creator, este elementul fundamental creator prin care întreaga existență vine la viață. Sunetul este mijlocul prin care se poate atinge starea de caivalia, starea de moksha, starea de desăvârșire. În structura indoneziană, și adaug aici un lucru, mai regăsim un element al stihiilor naturii, și anume marea. Marea care a dat impresia unei puteri enorme, este vorba de Oceanul Indian, în care se află întregul arhipelag indonezian, vechea Melanezie. Este oceanul care a înspăimântat, însă în același timp a dat și viață oamenilor. Aceste ecouri inconfundabile, ecouri indoneziene, le putem întâlni și în schițele simfonice Marea de Claude Debussy. Prin sonoritățile considerate de marele muzicolog român Constantin Brăiloiu, drept stilizări ale unui gamelan cosmic, ce ilustrează aceeași idee a dansului extatic, în cazul nostru, a dialogului, a dansului vântului cu marea.
De altă parte, folclorul chinezesc l-a impresionat pe Debussy și prin intervențiile cu caracter dansant ale instrumentului Song He, sugerat și în rapsodia pentru clarinet și orchestră. Thank you.
În sfârșit, ipostazele acvatice specifice stampelor japoneze rezonează cu intensitate în muzica lui Debussy, în acest sens existând evidente conexiuni între valul lui Hokusai și marea lui Debussy, ca și între podul Ohashi în ploaie de Hiroshige și piesa Grădini în ploaie din ciclul stampe ale marului compozitor francez. Armonia, de fapt, este în spiritualitatea chineză ținta supremă a întregii vieți, o armonie strictă cu natura. De aceea, pentru taoiști, de exemplu, întreaga filosofie de viață nu este nimic altceva decât încercarea de integrare sau de reintegrare a insului uman în căile naturii. În sfera japoneză, însă, avem un lucru cu totul diferit. Găsim aici concentrată întreaga filosofie a budismului zen, care încearcă să promoveze acea stare de liniște absolută, de satori, în care omul își regăsește un echilibru existențial nu atât prin conștiința de sine, ci prin pierderea conștiinței de sine și
identificarea lui cu absolutul. Este vorba aici, de fapt, de acel plan al existenței în care intelectul nu mai este intelect, ci doar o poartă permanent deschisă pentru a auzi armonia fundamentală a universului care pulsează în reverberații noetice în inima omului. Este elementul fundamental al zen budismului. Acel panarmonis cosmos syntaxis, nu? Evocat și de Sfântul Atanasie cel Mare. Fără îndoială. În orice caz, revenind la muzica lui Debussy, trebuie ca în final să menționăm că această idee a Jeffrey Pindance este ilustrată și într-o lucrare mai puțin cunoscută, dar extrem de valoroasă, baletul Kama, o lucrare inspirată de o legendă de sorginte egipteană ce evocă elemente constitutive ale sistemului religios heliopolitan. Libretul baletului, elaborat de scriitorul englez Courtney și de coregrafa Maud Allen, evocă așadar jertfa prin dansa preotesei Kama, ce încearcă astfel, la sugestia marelui preot, să-l înduplece pe zeul Amun-Ra să-i salveze orașul asediat. Muzica în Egiptul antic era, deci, o modalitate de exprimare a sentimentelor, de dependență, în special de zeul Ra, zeul dătător al soarelui și, bineînțeles, în același timp, un mijloc de exprimare a speranțelor că zeul soare nu-i va părăsi niciodată și că în revenirea lui ciclică pe cer va perpetua viața în Egipt. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru prețioasa noastră contribuție în realizarea acestei emisiuni și totodată invit ascultătorii să audieze și emisiunea noastră de săptămâna viitoare dedicată ezoterismului sonor în creația lui Claude Debussy.
Sub genericul Oglinzi, ați ascultat emisiunea Spiritualitatea Orientală, din cadrul ciclului Hermeneutica lui Claude Debussy. Invitat, profesor dr. Remus Rus. Realizator, Serban Nichifor. Redactor, Sorin Pralea. Regia de montaj, Gabriela Benescu.